Hai, salut, eu nu știu cum vă petreceți voi timpul vara, dar eu când eram mai mic, cam pe la vreo 12 ani, făceam tot felul de chestii. Nu puteam să fiu și eu un copil normal. Bineînțeles, nici cu șopurlă nu mă laud că ăsta era ispită pe lângă mine. În vara anului 2012 eram pe calculator și mă jucam. Era o plictiseală de muream. Nu știam ce să fac, afară auzeam copiii cum se joacă, dar eu stăteam ca prost în fața calculatorului. Am zis să mă duc pe la șopurlă. Ce faci, mă, săracule? Mă plictisezi, rău. Păi hai, mă, să facem ceva. Ce să facem, mă? Nu știu, hai să mergem la Peța. Peța era un râu curgător unde vara noi ne petreceam timpul. Ce ne-a atras pe noi la Peța este că acolo sub apă era o țeavă în care curgea apa caldă și cam pe acolo ne petreceam noi timpul. Dar asta o să vă povestesc în alt episod. Ce drecu, mă, m-am plictisit. Haide, mă, ne bălăcim, drecu, e cald afară. Nu merg, mă. Bă, da, prost mai ești. Haide, mă, mergem acolo, ne bălăcim puțin, după aia vedem noi ce mai facem. Bine, mă, dar nu-i spui lui maică-mea. Nu, mă, drecu, mă, crezi pe mine, sifon. Nu, mă, ce ai? Și am luat-o frumos noi spre Peța, dar în drum am găsit un morman de saci de gunoi. Prin zonă se făceau lucrări la parter într-un apartament și deodată l-aud pe șopârlă. Mă, gata, mă, știu ce facem azi. Ce dracu ai, mă? Mă, știu ce facem azi. Mă, da, mai spui odată. Facem tubermane, mă, tubermane să moară Gigi. Ce salea, mă, tubermane? Un fel de armă, mă. Bine, dar astea-s cu cornete din foi. Gata, te-a apucat invenția, este? Stai, mă, să-ți explic. Iei o bandă de scoci, țevi, îți faci un mâner și pui două țevi una lângă alta și una pe deasupra în care sufli. Ce drecu, mă, mă pui să suflu în țevi, ești prost? Mă, nu sufli degeaba. Bași cornetul din hârtie în țeavă și ca și un pistol. Hai, mă, că jucăm Counter-Strike în viața reală. Du-te, mă, că e periculos. Sincer să vă spun, când eram mai mic am mai văzut băieți care se jucau prin parc cu tubermane, dar nu știam așa multe despre ele. Ce periculos, mă, e hârtie, drecu. Nu știu, mă. Hai, mă, că nu e periculos. Îți faci muniție, mă, și ne ascundem după copaci. Ne jucăm, mă, Counter-Strike în viața reală. Sună bine, mă. Păi hai, adună țevi și mergem la adăpostul nostru. Bine, mă, hai. Și am început să adunăm țevi prin mormanele alea de gunoi. Și cum se fac, mă, astea? Lasă că îți fac eu, dar ne trebuie și scoci. Avem caiete de la școală acasă. Da, mă, chiar și așa. Hai să mergem la magazin. Doamna Geta, am dorit și noi două benzi de scoci. Bine, măi, băiete, dar ce faceți voi cu țevile alea? Facem tubermane. Aveți grijă, măi, băieți, că vă puteți lovi. Mă, prostule, ai spus că nu e periculos. Păi, mă, nebunule, nu e periculos. Doamnă, zi tu, e periculos? Păi m-am referit să nu vă dați în ochi. Lasă că nu ne dăm noi în ochi. Doamnă, e așa de periculos? Păi nu e cine știe ce. Și nepotul meu s-a jucat cu chestii de-astea și l-a lovit cineva în ochi. Dar nu e cine știe ce, dar să fiți atenți. Da, doamnă, lasă că avem noi grijă. Și acum ce facem, mă? Uită-te la mine și taci. Într-un final, am terminat de făcut și tubermanele. Gata, mă, hai ne băgăm la un meci? Mă, bag te drecu. Bun, hai. Și am început noi bătălia. Am suflat eu un cornet, el un cornet, până în momentul în care șopârla a rămas fără cornet. Eu mai aveam 3 și eu, bandit, când l-am văzut așa, m-am apropiat de el și își bang una în ochi. Deodată l-aud. Aoleu, aoleu, ochiul meu! Taci, drecu, de-abia te-am atins. Aoleu, mamă, aoleu, ochiul meu! Mă, tu vorbești serios? Mamă, mamă, ce ochi am, mamă, nu mai văd. Sincer, m-am speriat, am zis, gata, a avut dreptate vânzătoare. Mă uit mai atent la el, bă, dar văd că în colțul gurii râdea. Mamă, mamă, ochiul meu! Tu te drecu, mă, de ce râzi? Mă, dar nici bine nu am terminat de spus și deodată mă văd jos. Dar ce credeai, mă, că mi-ai dat headshot? Ia, ce-ai făcut, mă? Du-te, mă, de aici! Tu m-ai dat jos acum sau ce-ai făcut? Câtă dușmânia în tine, săracule! Mă, pe frontul de război mai faci și lupta la sol. Ia, gata, știi și tu de lupta la sol. Ieși, mă, de aici, nu mă mai joc cu tine. Ce-ai, mă, de te superi așa? Cum ai spus Counter-Strike, nu că face MMA? Nu, mă, dacă rămâi fără muniție, mai inventezi. Aha, păi ciuda din tine te-a făcut așa, mă. Lasă-mă, mă, uite să nu te superi, izbește-mă și pe mine jos. Nu, mă, trecu, eu nu sunt ca tine. Nu fi supărat, ești fratele meu, nebunule. Și gata, asta a fost distracția. Da, mă, mai facem o rundă. Nu, drecu, cu tine nu. Dar de ce, mă? M-ai băgat în boale, chiar crezusem că te-am lovit. Știu, mă, eu mă fac actor. Taci, taci, trecu, că ți-am dat foc la altă discuție. Stai mă să zic, eu mă fac actor. Mă plec, taci cu actoriile tale, că și anul trecut ai spus, nu că eu mă fac polițist, acum te faci actor? Păi nu mă, că știi tu cum e, omul își găsește visul. Ia, gata, hai mă să lăsăm astea, am o idee. Când vii tu cu ideile tale, mă duc, drecu. Știu că nu mai prostii ai în cap și eu prost mă iau după tine. Taci mă, mai știi câmpul ăla de lângă Peța? Da mă, ce cu el? Acolo m-am dus odată singur și era plin de fazan, drecu. Bun, așa, mai departe. Vână în fazan, mă. Ia, gata, acum vână în fazan, ea? Unde drecu ai văzut tu fazan, mă? Da mă, nebunule, stătea unul lângă altul, uite așa, unul lângă altul. Să mor tu. Da mă, am văzut eu pe YouTube cum se prinde fazani. Ia, și acum vrei să prinde fazani, a? Luăm o ață lungă, o găleată mare, punem pâine în mijloc și stăm ascunși. Când se duce fazanul acolo, poc și noi tragem ața. Și ce dracu facem, mă, cu el? Îl luăm acasă. Pardon, tu lei, eu nu iau nimic. Ești tu unul, nebunule, că ți-aduce noroc. Ce noroc, mă? Eu nu iau nimic, mă. Dar măcar te bagi? Nu știu, mă, de plictisit mă plictisesc. Hai că mă bag. Bravo, mă, știam eu că ești fratele meu. O fac din plictiseală, nu de alta. Hai până la mine, luăm două găleți, ață, pâine și suntem echipați, drecu. Mă, eu nu iau nimic acasă, nici o pasăre, nici un fazan. Nu, mă, dar una din două tot trebuie să prindem. Bine, mă, hai să mergem, fii atent. Dar mai văzut eu că ăștia când merg la vânătoare au costume pe ei, ceva gen o cârpă verde să nu sperie prada. Mă, tu ai nebunit? Dar de ce, mă? Acum vrei și costume, drecu. Mă, dă o pătură, ceva verde să nu ne vadă. Și unde ai văzut-o asta? Pe Discovery, mă. Mă, tu te uiți prea mult la televizor. Tu ai nevoie de psiholog. Tu fă ca mine și ai să vezi că fratele tău nu dă greș niciodată. Bine, mă, dacă tu spui... Am luat-o frumos spre casa lui Soparla și am început să căutăm. Într-un final, am adunat aproape tot ce aveam nevoie. Gata, mă, stai să notez pe foaie, tu să-mi spui dacă lipsește ceva. Mă duc, drecu, nu mai scrie nimic, mă, avem de toate. Lasă-mă, mă, așa faci un vânător adevărat. Mă, da, prost ești. Taci, mă, odată. Și începe Soparlica mea să spună. Găleata avem? Avem. Ață avem? Avem. Pâine avem? Avem. Costume avem? N-avem. Cum n-avem, mă? Păi nu ai adus nimic, mă, prostule. Da, mă, chiar și așa. Stai așa, hai ajută-mă, drecu. La ce să te ajut, mă? Caută ceva, pătură verde. Te omoară, maică-ta, dacă află că ai luat pătura din casă, gata, te duci, drecu. Bineînțeles, dacă nu spui tu. Nu spun, drecu. Gata, mă, asta e bun, o rupem în două. Mă, eu zic să n-o rup. După ce ne terminăm treaba, o duci înapoi în dulap. Nu, mă, eu stau într-o parte, tu în altă parte. Dar nu stau, mă, în alt loc. Ori stăm împreună, ori nu mai vin. Mă, nebunule, stăm pe distanțe mici, adică eu în stânga, tu în dreapta. Nu rupe, mă, pătura, că și așa eu n-am nevoie. Nu, mă, că nu trebuie să te vadă fazane, pentru că le dai eroare. De exemplu, tu stai în boscheți cu pătura verde pe tine, ei chiar dacă se uită, le dai de înțeles că nu e nimeni acolo. Ce drecu, mă, stau de acum în boscheți? Eu nu mai vreau, mă. Hai, mă, drecu, nu, mă, ești nebun. Hai, mă! Nu, mă! Eu am crezut că stăm așa frumos pe burtă, una alta, dar tu mă pui să stau și în boscheți de acum. Mă, nebunule, e doar așa, să prindem. Hai, mă, te rog eu! Nu, mă, lasă-mă. A, da? Așa faci, mă? Lasă că te mai ajut eu, îți dau ciuciu, nu te mai ajut la nimic. Ia, mă amenință acum sau ce faci? Nu, mă! Nu mă ajuți, nu te ajut. Doamne, ești nebun, mă! Zi, mă, mă ajut sau nu? Te ajut, drecu, că pe tine nimeni nu te scoate din lumea ta. Păi vezi, mă, așa sunt frații, se ajută unii pe alții. Da, mă, decât să am un prieten ca tine, mai bine singur, ești nebun. Da, mă, că tu ești sfânt, ești ce trebuie, ești acolo, bine, rău, taci, mă, nebunule, hai să mergem. Bine, mă, dar fii atent aici, nu stau mult în boscheți, poate este vreun șarpălău, drecu. Mă, dar ce te plângi? Ești exact ca o femeie. Mă, du-te, drecu, știi că mi-e frică de șir. Lasă-mă, că mie nu. Da, mă, tu deja ești acolo, pe Discovery, nu? Pe ce canal ești, ca să știu și eu să mă uit? Ia, gata, mă, iarăși mă e la mișto. Taci, drecu, hai odată să mergem. Hai să mergem, dar nu faci de ale tale că vrei să pleci. Nu, mă, drecu. Am luat-o frumos, am trecut un pod și îl întreb pe ăsta. Soparlică, unde dracu mă duci, mă? Taci, mă, mai avem puțin. Unde dracu mai avem, mă, puțin? Mergem, cred că de vreo jumătate de oră. Ho, mă, mai avem puțin. Nu mai merg, mă, gata. Ia, gata, ai început. Nu, mă, dar cine dracu știe unde mă duci tu? Mă, vezi semnul ăla de acolo? Da, mă, e acolo, mă. Păi așa, mă, dăm repere să știu și eu cât mai avem. Într-un final am ajuns acolo. Dar ce să vezi? Era un câmp plin cu porumb. Tu aici vrei să prinzi fazani? Da, mă, aici am văzut eu. Cred că ai visat, mă. Nu mă taci că le speriem. Pe cine speriem, mă, că nu vă pe nimeni? Sunt aici, prin zonă. Doamne, ești nebun, mă. Taci, mă, odată, stai aici, pune pătura pe tine și ascunde-te în tufiș. Al drecu cu boscheții tăi. Mă, iauzi, fazan să mor eu. Ce fazan, mă? Ăștia-s fazani. Eu nu au nimic, mă. Nu ai uriche de vânător. Da, mă, tu ai. Hai drecu odată, vină lângă mine. Acum, mă, acum. Într-un final a pregătit nebunul de șopârlă, așa zis capcanele, și ne-a pus unul în stânga, unul în dreapta. Nu știu exact cât timp a trecut, dar știu că am stat ceva și ne uitam la găleți și nu se întâmpla nimic. Mă, ce drecu, mă? Nu a apărut nimic. Stai, mă, că apar acuș. Tu ești nebun, mă. Stăm și urmărim gălețile astea, drecu, și nu se întâmplă nimic. Stai, mă, că aparele. Mă, mi-e cald rău, nu mai pot să stau cu pătura asta pe mine. Stai, mă, că acuș apar. Nu mai stau, mă. Stai, mă, odată că apar. Așa sunt ele. Și eu ce câștig, mă, dacă prinzi tu fazan? Păi m-a ajuns pe mine. Da, te ajut pe tine. Ce suflet bun am. Lasă-mă odată, mă. Nu mai fă gălăgie, mă, cu răbdarea treci mare. Mai bine rămâneam acasă. Stai, drecu, și nu te mai plânge. A trecut în jur de vreo 15 minute, nu a apărut nimic. Zic să mai stau. A trecut o oră. Bă, da, nici urmă de fazan. Mă, ia gata, mă, nu mai stau, drecu, mi-e cald rău. Da, mă, chiar și eu vreau să spun să plecăm. Ia, gata, că ne-ai văzut că nu apar și tu repede voi să-mi spui să plecăm. Bă, dar de unde-ți vin ție ideile astea? Eu le-am văzut aici, mă, poate au plecat, nu știu ce drecu s-a întâmplat. Ai văzut pe drecu, ai visat, mă, asta a fost la tine, ai visat te drecu. Da, mă, că eu nu știu ce am văzut. Hai să mergem, zici că am stat în saună. Și dacă prindeam, aveam noroc toată viața. Mă, tu pui botul la orice prostie, de unde ai mai scos-o, mă, și pe asta? Așa ne-a spus la școală, mă. Sărăciu, nu mai pune botul la orice. Hai să mergem acasă, că azi am făcut saună noi, am fost la plajă. Mă, dar nu plecăm, mă. Cum nu, mă? Nu înainte să iau niște porumb. Treci drecu acasă, că dacă ne prinde țăranul de nou ne pune să muncim tot anul gratis pentru el. Nu, mă, eu iau, mă. Ce ar avea, mă? Dacă aș lua și eu niște porumb. Eu plec, mă, nu mai stau după tine. Hai, mă, ce frumos o să fie. Porumb fiert, ne punem la televizor. Hai că să fie frumos, mă. Nu, mă, mi-e frică, drecu. N-ai treabă, mă, luăm așa 3-4 de poftă. Bine, mă, dar eu nu iau nimic. Tu stai lângă mine. Bine, sărăciu. Și cum o luăm noi spre lanul de porumb, deodată au niște câini care latră. Șopârlică, se aud câini, mă. Nu, mă, că nu sunt de aici. A, nu sunt din Africa. Hai, drecu, lasă porumbul. Nu, mă, că nu plec până nu iau câteva. Mă, hai, drecu, mă, odată că ne mănâncă câinii de vii. Nu, mă, nu plec. Ești ca o femeie, drecu. Hai, mă, te rog eu. Stai, mă, câteva eu. Bă, da, nici bine nu a pus mâna pe porumb, că deodată aud. Ce să mai? 3 câini maidanezi mâncați-și. Șopârlică, te în gură cu fazanii tăi, mă. Dă-i, mă, dă-i, mă, dă-l drecu, dă-i să sară draci din el. Am luat-o frumos câte un pas în spate până am ajuns la stradă. Dar sărăciile de câini nici că nu se lăsau. Cum ne luptam noi acolo, oprește o mașină. Marș, marș firea aia drecu, marș avrelor. Într-un final, războiul cu câini s-a terminat. Mulțumim, domnul, nici nu știu cum să vă mulțumesc. Dar ce căutați, mă, voi pe aici? Am ieșit la o plimbare. Da, domnul, am ieșit la o plimbare. Dar pe câmp, mă, altundeva n-ați avut unde să vă plimbați? Sunt atâtea parcuri. Am zis să luăm aer curat. Mă, da, voi știți că ați intrat pe proprietate privată. Cum adică? Adică câmpul ăsta este privat. Îl deține cineva. Nu am știut, domnul, ne cere scuze. Bine, să nu vă mai văd pe aici. Dar firea e dracu să fii, era să ne halească câinii, prostule ei. Dar de unde să știu eu, mă, că sunt câini? Dar când ți-a spus, mă, că se aud câini, tu ai spus, nu, că nu sunt de aici, mă. Ia gata, mă, n-am știut dracu, am crezut că sunt departe. Și așa, șopârla, am intrat pe terenul omului, dracu. Da, mă, dar nu scrie nimic, nu e nicio caz. Da, mă, că trebuie să scrie special pentru tine. Aici este teren privat. Te, drecu, mă iau după tine să moară gipilan și acum am bat inima. Hai să mergem, drecu, nu mai am chef de nimic. Normal, mă, normal că nu mai ai chef de nimic cu tehnicile tale de vânat. Hai să mergem, drecu. Și am plecat, am ajuns acasă, bă, da, nici bine nu m-am pus la calculator, că deodată aud că cineva bate la ușă în mare disperare. Mă, mi-am uitat pătura acolo, mă, mă omoară maică-mea. Hai, mă, te rog eu cu mine să o luăm. Du-te, mă, de aici, vrei să mor pentru o pătură? Las-o, dracu, îi spui tu că nu știi. Nu, mă, că-și dă seama că sunt eu. Ce să fac, șopârlică? Ai vrut vânătoare, acum te vânează maică-ta. Na, ca să vezi ce înseamnă vânătoare adevărat. Haide, mă, te rog eu. Nu vin, mă, ești nebun, dacă nu era omul ăla, cine știe ce era de noi. Deci, nu insista că nu vin. Așa faci, mă? Bine, mă. Mă, prostule, nu mai merg, mă, n-auzi? Ia o pătură de la mine și gata. Da, una verde, mă, una verde. Da, mă, drecu, hai, intră. Mamă, ce era să ne halească câinii. Lasă-mă, mă, cred că sunt traumatizat. Să moară gipilana, am impresia că văd câini prin casă. Mie îmi spui? E bună asta, mă? Da, mă, e bună, dar are flori pe ea, drecu. Își dă seama. Faci și figuri, drecu. Îi spui că am făcut schimb de pături. Da, chiar și așa, mă. Bine, hai că mă pun la calculator. Mersi, fratele meu. Știam că mă pot baza pe tine. Bine, mă, bine. Și cam asta este povestea de astăzi. Într-un final, tehnica de vânătoare a lui Soparla nu a funcționat. Așa că sfatul meu este că nu de fiecare dată când vine un prieten cu o idee este chiar și bună. Prima dată analizează ideea, după aia acționați.